Doamne ajută, lăsați acolo cât mai multe like-uri să le pice și nouă legendară și hai să vedem. Deci primul Spooky Christmas Wheel. Mamă, spargeți vă rog. Nu. Astăzi jucăm Stumble Guy și am primit o provocare foarte tare de la voi, dar este foarte... nu știu ce să zic, deoarece, după cum puteți vedea, vă pun chiar acum pe ecran. Deci da, trebuie să jucăm Block Dash și să nu atingem țepile și culoarea galben. Iar ca să facem mai interesantă, eu zice să facem treaba asta. Nu trebuie să atingem astea, cum a zis băiatul acesta, dar dacă o atingem, trebuie să facem ceva, și anume, după cum puteți vedea, avem 305 gemuri și dacă intrăm aici pe shop, după cum puteți vedea, avem aceste spinuri, Spooky Christmas Wheel, Toy Christmas Wheel, dar treaba e că noi dacă o să facem treaba asta, va trebui să le deschidem dacă atingem țepile sau culoarea galbenă și este cam riscant, deoarece ar putea să nu ne pice nimic și să rămânem fără gemuri, deoarece mai avem 305. Și dacă mai vreți episoade cu Stumble Guys, nu uitați să vă abonați, să lăsați un like și lăsați acolo în comentarii ideile voastre challenger, deoarece o să le pun în aplicare. Este o serie nouă pe acest canal, deja am vreo 3-4 episoade cu astele voastre. Am mai pus și pe shorts, încă o idee de-a voastră. O să pun și acolo, deci să vă uitați și acolo și să sperăm că vă place acest episod. Și dacă mai vreți episoade după cum bine v-am zis, da, hai nu mai zic că deja v-am zis de prea multe ori. Și faza importantă e, faza interesantă și importantă pentru mine, ce mă ajută foarte mult, este că eu dacă o să ating primele două dăți, o să mă salveze aceste free spin-uri. Deci primele două meciuri o să mă salveze free spin-urile sau primul meci, că s-ar putea să ating și galben și țepile. Deci nu știu, hai că vedem cum o să facem, dar prima oară am avantaj cu astea două free spin-uri, deci să nu vă speriați că cred că o să deschid și astea. Bine, deci meciuri, dar sper să nu ating. Treaba e că țepile aș putea să nu le ating, dar galben e cam greu, sincer, fiindcă o să vină părțile alea în care trebuie să sari și așa și nu știu. O să vedem, încercăm mai multe, dar da, hai să intrăm acum în meci și să vedem dacă găsim. Hai să ne bagem party mai repede, doamne ajută, hai să ne dăm play așa. Sper să nu moară boții prea repede, dar într-un fel dacă mor boții prea repede, nu e vina mea, deoarece pentru mine o să fie bine, deoarece nu va trebui să mai deschid acele Spooky Christmas Wheel-uri și așa mai departe. Bine, cred că Spooky Christmas Wheel-ul o să deschid, chiar dacă sunt mai multe gemuri, dar măcar acolo poate să ne pici ceva. Și hai să vedem ce facem în primul meci. Ia. Deci albastru ăsta, ok, mov. Dar la galben o să încerc să sar pe lângă și așa, dar să n-ating. Nu știu cum o să fac. Dacă vine galben, să sperăm că nu vine galbenul. Ia să vedem, momentan e roz, e bine, hai să vedem. Deci da, nu sunt, nu știu foarte, foarte bine. Bine, ce am jucat pe live-uri, am învățat pe live-uri că decât așa să mă joc Block Dash, dar nu știu foarte bine toate chestiile astea de la el, toate schemele și așa, dar hai să vedem. Sunt curios dacă putem să parcurgem și noi liniștiți challenge-ul acesta, dacă se termină match. Uite, totuși 32 de persoane, chiar e lobby full și e cam greu, cred că o să ajungă culoarea galbenă. Bă! Doamne, ce termin... Ok, da, n-ați văzut nimic meciul trecut. A fost așa de probă, da, n-ați văzut nimic, nu contează. Deci să uitați, putem la montaj, putem la montaj. Hai să vedem acum ce putem face. Deci primul meci, într-un fel, a fost un eșec pentru că am murit și n-am câștigat. Galben, uitați, galben, trebuie să n-ating galben. Ok, trec așa lejer pe aici. Dați-vă la o parte, așa. Dar nu se pun skin-urile oamenilor, deci astea nu se pun. Ce vreau să zic, că primul meci într-un fel a fost eșec pentru că n-am câștigat și am murit prea repede, dar n-am atins galben și țepile, deci asta este foarte important. Hai să vedem acum, sperăm că nu mai vine galben, adică să vină galben cum a venit acum, dar să nu vină partea aia în care trebuie să sară și așa, că mie că o să trebuiască să merg pe lângă, dar e greu, mamă, și țep și galben. Aoleu, aoleu, dați-vă la o parte, vă rog, mamă, i-am scăpat de data asta, ok, bine. Apăsați și voi pe butonul de like dacă vreți să scap, dar voi știu că nu vreți să scap, deci mai bine. Opa, am câștigat primul meci. Bine, al doilea. Ok, acum urmează al treilea meci, să sperăm că nu o să fie galben, deoarece o să fie cam greu dacă e galben sau dacă sunt țepi, după cum bine știți, după cum bine v-am obișnuit și așa, dar să vedem că mie că pe aici va trebui să trec așa pe lângă într-un fel și nu știu ce să zic, dar e al treilea meci, mai avem două, deci e bine momentan, nu deschidem nimic, dar hai să vedem că cine știe cum vine partea galben în care nu pot să fac să nu ating, deci da, hai să vedem.
Deci să sperăm că mor ăștia, dar într-un fel aș vrea să deschid și de-astea ca să nu fie prea plictisitor pentru voi, dar oricum, Crispy-ul o să le deschid într-un final, chiar dacă scap de ele, ci hai mă, o să deschid dacă nu ating, dar mie că o să ating, uite acum să am grijă, deci dacă nu o să ating și așa, mamă, dar stai că sunt țepi și așa, nu doar cu galben, deci trebuie să am grijă și la țepile astea, deci faza e că, uite că mor ăștia, dacă nu o să ating și așa, o să deschid și eu așa pentru voi, ca să fie episodul ăsta complet într-un fel, o să deschid totuși un spooky Christmas tail, dar hai să vedem, treaba e să nu ne atingem și așa, chiar sunt curios dacă nu mă ating, chiar dacă o să deschid un spooky Christmas tail, măcar nu mă ating, al treilea match e cu succes, hai să vedem următorul. Ok, al patrulea match, sunt de la penultimul match și mai avem doar unul singur, în afară de acesta, dar hai să vedem că cine știe cum atingem galben sau țepile de data asta. Și ia mă, ce vine, ia culoare, mov, ăsta mov, doamne, roz momentan, cu verde n-are nicio treabă, momentan suntem safe, dar, mamă, ăsta e galben, trebuie să am grijă, ah, e bine că pot să trec prin partea asta, deci am scăpat data asta, ok, deci vine, mamă, s-a pus galbenul pe mine, deja începe să apară galbenul mai mereu, ce se întâmplă oare? Ia, hai să vedem, deci verde, nu, deci galben era, ca să știu 100% să nu încurc. Ok, galben, galben nu mai apare, doamne, ăștia, sper să mai apară, mamă, sunt țepile acum. Deci dacă stau așa, dar dați-vă la o parte, mă, să nu veniți voi să nu mă atingeți, mamă, deci dacă mă blocau ăștia, era grav, mamă, era să ating de data asta, cred că. Hai să vedem ce facem noi acum, bam, bam, bam. Bă, dar totuși pare plic de spăr, nu știu, cred că mai bine lăsam lobby full, că ăștia cam mor, uite, cred că acum au murit toți. Mamă, și eu ce fac acum, mă, nu muriți, muriți. Mamă, s-a atins, chiar dacă s-a terminat match-ul, dar s-a atins într-un final. Deci, da. Momentan deschidem free spin-ul. Deci, pentru mine e bine și mai avem încă un match. Hai la ultimul match, punem 32 de persoane, încă totuși văd că prea repede a trecut lobby-ul. Deci, hai să vedem. Dar oricum, și dacă nu atingem pentru voi, deschidem un spooky Christmas tree, adică deschid, nu deschidem. Pentru voi o să fac treaba asta. Hai să vedem, mamă, ce ar fi să ne pice legendară din Lucky Spin-ul ăsta. Ia mă, mamă, deci dacă ne pică legendară, cum ar fi, mă, să ne pice legendară? Măcar gemurile, te rog, așa, perfect, 10 gemuri, avem 315 acum, da, hai să intrăm în ultimul și de data asta punem custom party, 32 de persoane, dăm start și hai să vedem ce facem un match, ok. Ok, și a ajuns și ultimul match, să vedem data asta dacă atingem, oricum, o să deschidem un spooky Christmas tree, dar dacă atingem data asta, că tot e ultimul match, hai, mai deschidem încă unul în plus dacă atingem galben, deci să sperăm că nu atingem, asta înseamnă că o să deschidem două. De fapt o să deschidem unul chiar dacă atingem, adică deschidem și free spin-ul și un spooky Christmas-ul și cam atât orice ar fi, sau să deschid două, hai mă că deschid două pentru voi, pentru voi fac treaba asta, dar hai să vedem, să sperăm că nu o să apară, dacă nu apare deschidem doar unul, deci eu am sperat totuși într-un fel doar unul, ca să putem să mai facem challenge-ul ăsta și cu alte de-astea și la alte episoade, deci mamă spargeți vă rog, nu, 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 nu. Ma, s-a spart, deci ok, trebuie să iau o dată și mai iau încă o dată, deci două spooky Christmas wheeler și un free spin. Mamă, deci n-am avut ce să fac, de ce boții ăștia nu m-a putut să sară peste? La astea de ce sar, mă? De ce sar la astea? Bă, Stumble Guy 1856, așa, du-te, bine că mori. De ce n-ai putut tu să sari acolo? Mamă, acum și țepile, mamă, s-am grijă de data asta. Ok, deci am scăpat, mamă, încă două țepi. Mă, cât mai e? Am câștigat? Da, mă, în sfârșit. Da, măcar oricum, gen, trebuie să deschid două și free spin-ul. Deci hai să vedem așa de final. Doamne, ăștia, lăsați și voi acolo cât mai multe like-uri, apăsați pe butonul de like ca să ne pice și nouă legendară. Că așa am avut noi noroc mai mereu în ultimele episoade, după cum ați putut vedea, în ultimul spin de l-am făcut, a picat chiar legendară. Bine, în ultimul cu double jump, mi se pare că n-a picat, dar nu contează, la celelalte patru, dacă nu luăm în considerare pe ăsta. Și dacă nu l-ați văzut, puteți să-l vedeți chiar acum. Deci, da, hai să vedem. Mamă, gemurile acum sau ăsta? Bă, e interesant și ăsta, ursul panda. E interesant, hai să vedem acum. Deci, trebuie să deschidem două spooky Christmas-uri. Mamă, să deschidem toi Christmas-uri. Chiar nu știu, dar e nașpa ăsta. Adică doar bebelușul și nici nu cred că o să-mi pice. Deci, mai bine deschidem două spooky Christmas-uri și hai să vedem. Doamne ajută, lăsați acolo cât mai multe like-uri să le pice și nouă legendară și hai să vedem. Deci, primul spooky Christmas-uri. Hai să vedem. Mamă, și mai am pe ăsta. Dar și ăla îl mai aveam, dar măcar îmi dădea mai multe stumble token-uri. Hai și cu al doilea și... Mamă, nu vreau, mă. Mă face să mai deschid unul, dar... Nu știu, să deschid unul de ăsta. Hai mă, că deschid un 2 Christmas wheel. Doamne, aștept. Mamă, nu mai am foarte multe, mai am 100 și ceva.
Cred că nici 100 nu mai am după ăsta. Hai mă, te rog, doamnește. Nu vrea. Bă, mai deschid un Spooky Christmas Wheel, Ok, un convert, așa. Mamă, nu mai pot să mai deschid Spooky Christmas Wheel? Oh, da, avem Epic Skin, hai mă. Bă, deci din ăsta îl simt, mă, prestim că ne dă legendară din ăsta, sau specială. Hai, te rog, du-te. Bă, măcar dă era ăla din dreapta, de ce îmi dă mie florăreasa asta, mă? Mai am ceva? Nu mai am nimic, îl mai am doar pe ăsta. Îl deschid și pe ăsta, mă, s-au dus toate. Doamne, ne-a dat gaură, mă, ăsta. Hai, măcar de aici. Mă, ce-ar fi, mă, baby doll-ul? Te rog. Du-te. Uite-te, mă, era aproape, mă.